vedeți? Da. Bine. Lăsați ochelarii acolo. Îmi țineți cărticica asta în mână. Bun. Uitați-vă acolo, vă rog. Da. Caravana medicală a ajuns săptămâna aceasta în localitatea Ciocănești, din județul Dâmbovița. În primele două zile, peste 200 de persoane au beneficiat de servicii medicale gratuite, de la analize de sânge până la ecografii și controle la ochi. În aceste două, trei zile, de când suntem în comuna Ciocănești, am întâlnit nenumărați oameni cu mari probleme de sănătate. Sufletul meu este foarte mulțumit datorită faptului că pot să ajut niște oameni fără a percepe vreo taxă sau vreun ban. Ce părere aveți despre caravana medicală? Foarte, părere foarte bună. Spune că avem pe fiecare an. Consider că este un pericum pentru comunitate. Da, chiar foarte bun, da. Spitalul mobil va rămâne în județ până pe data de 13 aprilie și va merge și în localitățile Ludești și Uliești. În cele 9 luni de activitate, peste 19.000 de oameni din 10 de județe ale țării au fost consultați gratuit.